Învățământul dual reprezintă o necesitate urgentă pentru Iași, având în vedere dinamica economică și nevoia de specialiști bine pregătiți în diverse domenii tehnice și industriale. Este concluzia celor care au participat la Forumul Educației, organizat de Asociația Profesorilor Liberali Iași. Ne-am dorit să constituim din întâlnirea de astăzi o întrunire regională. Avem parteneri și inspectorate reprezentate aici din județele Suceava și Botoșani, în așa fel încât să putem să facem o analiză de etapă a ceea ce este învățământul dual astăzi în sistemul de educație din România. El a apărut în contextul în care s-a dorit o măsură de sprijin pentru elevii care provin din medii vulnerabile și care vor să dezvolte o carieră, o meserie și de asemenea din dorința de a-i sprijini să fie inserați pe piața muncii cât mai ușor. În contextul actual în care piața muncii din județ și regiune suferă de un deficit de forță de muncă calificată, dezvoltarea unui sistem de învățământ dual ar aduce multiple beneficii, atât pentru tineri, cât și pentru economia locală. Spuneți că e nevoie, dar pe de altă parte stăm la decalaje și Ardealul, iată, spre deosebire de... Da. Asta, întotdeauna învățământul dual este cumva în legătură strânsă cu activitatea economică. Dacă în Ardeal activitatea economică este mult mai intensă, este normal ca și învățământul dual. De asta, dacă există posibilitatea ca școala să ducă înainte economia furnizând forță de muncă de înaltă calificare, dar, într-adevăr, decalajele economice se vor regăsi întotdeauna pe harta învățământului dual din România. Acest proiect implică o colaborare strânsă între școli și companiile din zona industrială și din județele învecinate, cu scopul de a integra mai bine tinerii pe piața muncii. Prin discuțiile și dezbaterile inițiate, s-au conturat soluții concrete pentru dezvoltarea învățământului dual, oferind astfel tinerilor oportunități reale de integrare pe piața muncii.